Bine ați venit la Farfuria Vesela! Astăzi o să pregătim cartofi noi la ceaun cu mărar. Rețeta urmează chiar acum și este foarte simplă. Pentru că la piață sunt cartofi noi, nu trebuie să-i ratăm și să nu pregătim o porție la ceaun, în ceaunul bunicii. Am cumpărat cartofi noi, eu i-am cumpărat murdari cu pământ, pentru că sunt și din aceea curățați, spălați, dar e mai bine să-i spălăm noi, să fim siguri. Cu mănuși și mână, bineînțeles, pentru că vă murdăriți foarte tare pe mâini, cu un cuțit mic sau cu un burete de sârmă, se curăță foarte simplu. Îi spălăm bine, bine de tot. Nu trebuie să lipsească mărarul verde, puțină sare și ulei pentru prăjit. Cartofiorii spălați îi tăiem în felii mai mari, iar dacă sunt din aceea foarte micuți, nu-i mai tăiem deloc, îi lăsăm întregi. Într-un ceaun în care am pus ulei la încins, punem cartofii la prăjit. Nu punem foarte mult deodată, pentru că vrem să fie crocanți la suprafață, dar moi în interior. Voi presăra și puțină sare, să-și ia un pic de gust. Ia uitați cum arată, sunt foarte, foarte buni. Îi scoatem și scurgem bine de ulei și așezăm pe un platou și continui la fel cu prăjirea celorlalți care mi-au rămas. Nu dăm focul nici prea tare, dar nici prea moale. Dacă e prea tare, se vor arde la suprafață, iar în interior rămân cruzi. Un foc mediu și nu punem nici mulți cartofi. Și scot și pe aceștia, sunt gata. Sunt cei mai gustoși cartofi în această perioadă. Pe deasupra cartofilor mai presărăm puțină sare, nu foarte multă, și mărar proaspăt tocat. Am pregătit astăzi cartofi noi la ceaun cu mărar. Absolut delicioși pentru un prânz minunat, mai ales dacă le alăturăm o salată tzatziki sau o salată verde. Nu trebuie să ratăm sezonul cartofilor noi pentru că sunt foarte buni. Atât pentru astăzi, o rețetă rapidă, rapidă, dar foarte bună. Ne vedem data viitoare și ca întotdeauna vă doresc să fiți veseli!